A fugit, dar nu prea departe. Un individ căutat pentru o serie de furturi a fost pus la pământ și încătușat chiar în mijlocul străzii. Momentul goanei, dar și reținerea au fost surprinse de o cameră de supraveghere. Oamenii legii ar fi primit o informație operativă, precum că individul anunțat anterior în căutare s-ar afla în regiunea pieței agroalimentare din oraș. Imediat, la fața locului s-a deplasat o echipă de polițiști pentru a-l reține. De îndată ce i-a zărit pe oamenii legii, individul a luat-o la fugă, doar că evadarea i-a fost scurtă. În câteva minute el a fost încătușat. Este de menționat că anterior, pe numele tânărului, a fost emis un mandat de arest pentru 30 de zile. Acum acesta va fi pedepsit atât pentru furturile pe care le-a comis, cât și pentru eschivarea de la răspundere.